Amăligă cu lapte, amăligă cu brânză și smântână. Acum fac mămăligă. Fac o mămăligă cu mălai grișat și atunci ea se mai numește mămăligă slobozită. Că dacă aș fi făcut-o ca la țară, aș fi fiert, ar fi fiert mălaiul altfel. Când fierbea apa, punea mălaiul. Așa o fac slobozită. Pun sare și las, când începe să fiarbă, pun mălaiul. Și mestec 10 minute să fierbe, ca în 10 minute. Din moment ce fierbe apa, atunci pun mălai și fierb ca în 10 minute. Mestec într-una ca la griș în ea. Ca mălaiul să nu facă cocoloșe, adăugăm la apa fierbinte, când ține apă rece. Și acum punem mălai. Eu am un mălai, uitați ce bine arată, e un mălai de la țară, măcinat mai mare, deci ca pentru mălai grișat. Și acum pun mălaiul și mestec. Când începe să dea clocot, fa focul mic, și mestec în el cam 10 minute ca să fiarbă bine mălaiul cu atât. Deocamdată. Vă arăt la final cum arată mămăligă. Deci să mestecă în continuu. Dacă vă face cocoloașe, luați telul și mestecați cu telul ca să desfaceți cocoloașele. Dacă puneți în apa fierbinte puțină apă rece, atunci nu mai, în general nu mai face cocoloașe. Depinde și de mălai și de... Când începe, din momentul ce, când începe să fiarbă, fac focul mic și o lăsăm așa, e o mămăligă, ea se îngroașă oricum, o lăsăm să fiarbă 10 minute. Nu e așa de tare ca cea fiartă, cu făina fiartă în ea. Asta e făină fiartă slobozită, îi spune, că se pune de la început făină și se mestecă. Nu ca cea de la țară. La țară se face altfel. Nu știu mai mult. A fost. Așa arată mămăliga la final. Deci nu e o mămăligă groasă, care se mănâncă cu smântână și cu brânză. Eu folosesc brânză Telemea rasă și smântână și lapte. Cine vrea și cu lapte. Așa arată mămăliga. Așa arată. Uitați ce mămăligă frumoasă, galbenă și frumoasă. E din porumb de la țară, măcinat mare. Mare. Dar nu o văd pe mama slabă. Nu. Deci mămăligă cu lapte și cu lapte, uitați așa arată, și mămăligă cu smântână și brânză Telemea rasă.